Am plăcerea să vă anunț public constituirea Alianței pentru Vrancea. O construcție electorală la nivelul județului Vrancea care își propune să intre în bătălia pentru alegeri locale împotriva Uniunii Socialiste. Această alianță nu este o construcție politică, este o construcție electorală pentru și în scopul intereselor județului nostru. Pe lângă Uniunea Progresistă din România, Partidul Ecologist Român, Partidul Național Țărănesc Creștin și Democratic, avem alături de noi și Partidul Noua Generație. Am invitat oameni cu orientări politice diverse, aleși locali din județul nostru, reprezentanți ai societății civile, personalități de marcă a județului nostru. Alianța pentru Vrancea este o alianță politică alcătuită din patru parteneri politici, dar în același timp este și un proiect politic pe un termen lung. Vrem să facem o construcție politică ca o alternativă la guvernarea păpuboasă a PSD-ului din ultimii 20 de ani, la nivel local. Ați observat că am spus PSD și nu USL, pentru că din punctul meu de vedere PNL în Vrancea nu mai există decât prin interesele personale și de afaceri ale lui Nini Săpunaru și încă 2-3 oameni care gravitează în jurul acestuia. Din punct de vedere juridic, Alianța pentru Vrancea este o construcție electorală, cum am spus, nu politică, în care cei patru parteneri, alături de al cincilea partener cu care am semnat un protocol de colaborare, au aceleași obiective politice și electorale. Protocolul a fost deja semnat de acum o săptămână. Astăzi suntem în fața dumneavoastră să prezentăm obiectivele noastre și să reconfirmăm în funcții primarii Alianței pentru Vrancea. De ce Alianța pentru Vrancea? De ce PNţCD a decis acum două săptămâni în Comitetul Județean al Organizației participarea noastră alături de Partidul Democrat Liberal, UNPR, PER și mai nou PNG în Alianța pentru Vrancea? Pentru că din punct de vedere al apropierii noastre, PNţCD și PDL sunt partide aparținând de același spectru politic european, Partidul Popular European, mă refer, din punct de vedere doctrinar, creștin democrația și, eu știu, ne apropie foarte mult și consider că această alianță va fi benefică la nivelul județului pentru a schimba ce este realitatea de astăzi. Fericit că fac parte din această alianță, întrucât partidul meu la nivel central sprijină guvernul cu 2 miniștri și sprijină și în Parlament. Și avem niște legi de trecut, partidul nostru are o lege de trecut, legea cu impozitarea averilor celor care, acum să vă spun un secret, cam nimeni n-ar vrea să o voteze, dar ai noștri tot o împing. Unii o țin prin sertare pe acolo și acum au dat un ultimatum, dacă până la 1 mai nu votează această lege, o să vadă care este poziția UNPR-ului în continuare, la guvernare, vreau să spun. Aici, pe plan local, cu domnul Troșculescu, tot timpul am fost într-o relație ok și sper să fim în continuare și sper să conlucrăm așa cum am conlucrat și până acum. Prin platforma partidului, în special, se are în vedere susținerea economică și durabilă, dezvoltarea tehnologiilor moderne care protejează mediul. Aici, în Vrancea, sunt foarte multe probleme. Eu o spun pentru că am fost implicat într-o perioadă, știți bine, și atunci am înțeles mai bine ce se întâmplă, cum funcționează sistemul
și nu e suficient să existe gardă de mediu sau să existe să există legislație, chiar dacă ea se aplică sau se dau sancțiuni, nu e suficient. Trebuie să existe oameni care să lupte. Nu e suficient să se dea amenzi care, de regulă, sau de cele mai multe ori, nu sunt plătite niciodată. Vă mulțumim mult încă o dată.